În urma anunțului lui Mihai Stoica, la Tivundiarul din Piper ar fi decis să părăsească lumea fotbalului, nemai fiind patronul FCSB. Dar tu știi cum a ajuns Gigi Becali la Steaua și cum a început totul cu afacerile din sport? Mircea Pascu era președintele Rapidului în urmă cu peste 3 decenii, dezvăluind în urmă cu câțiva ani cum a ajuns Gigi Becali la Steaua. Totul începea în anul 2000, când mitică Dragomir își propunea să îi împace pe frații Becali cu Victor Pițurcă, promovându-l astfel pe Gigi Becali, care urma să-l înduplece pe Giovanni. În iulie 2000, Gigi Becali susținea primul interviu pentru presă, odată cu cooptarea sa în Consiliul de Administrație al Stelei, în care afirma că nu dorește preluarea Stelei, ci doar să o ajute, fără a încerca să obțină profit de pe urma ei. Potrivit Latifundiarului, prima sa încercare de a face afaceri în lumea fotbalului avea loc în 93-94, atunci când Giovanni l-a dus în Sibiu pentru a-l prezenta pe Radu Niculescu. Pentru că acesta era prea scump, a renunțat la tranzacție, dar universitatea a plătit pentru el suma de 500.000 de dolari, fiind un record național care a rămas pentru multă vreme așa. În anii 2000, Gigi uimea prin felul său de a fi, mâncând cu ambele mâini, fără tacâmuri sau inventând cardul Punga cu bani, din care scotea onorariile jucătorilor. Anterior de a ajunge în Consiliul Administrativ al Stelei, războinicul Lumini dorea să cumpere FC Onești, însă a renunțat la idee, fiind o echipă destul de mică. Atunci când a investit în Steaua, Gigi Becali a dorit să devină celebru, fiind spusele sale în urmă cu câțiva ani. Drumul lui Gigi Becali către Steaua a fost deschis, după cum a afirmat chiar el însuși, de către Victor Pițurcă. Mitică Dragomir, care i-a spus că dacă ajunge patronul Stelei, va fi mai cunoscut decât președintele României, dar și de către Viorel Păunescu. Aceste lucruri se întâmplau atunci, cu peste 20 de ani în urmă, însă acum Becali ar fi renunțat la FCSB. Mihai Stoica a afirmat că începând cu data de 24 aprilie, el a devenit noul președinte al Consiliului de Administrație, după ce latifundiarul și-ar fi anunțat retragerea din fotbal. Acesta din urmă a mers mai departe și și-ar fi cedat toate acțiunile către o persoană despre care Mihai Stoica a spus că stă bine financiar. Eu sunt de pe 24 noul președinte al Consiliului de Administrație. L-am înlocuit pe Gigi. N-are cum să revină la sentimente din moment ce s-a eliberat din funcție. A spus foarte clar că nu se mai uită la meciuri. Ieri era pe Sfântul Munte, deci e în altă zonă. E micțiunea patronului? Care patron? Nu mai este patron. A cedat și acțiunile. Bineînțeles. Acum tu vrei să-ți dau prea multe informații. Cineva care stă bine financiar. S-a făcut și cedarea acțiunilor zilele trecute, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport. Născut în data de 25 iunie 1958 în Zagna, județul Brăila, Gigi Becali nu vrea să copilărească în localitatea pe care comuniștii au creat-o special pentru cei deportați din Bărăgan. Acesta, alături de mama sa, au fost izgoniți pe motiv că tatăl și unchii latifundiarului erau simpatizanți ai mișcării legionare, astfel că ajung în Pipera. Aici, tatăl său, Tase, avea sute de oi, iar Gigi Becali era cunoscut în copilărie ca Gigi din Pipera, după cum povestea interpretul Gicu Coandă. În anii 80, Gigi Becali ajunge pentru prima dată la Steaua, dar și la Națională, pentru a duce carne, iaurt și lactate. Aceea era și perioada în care se împrietenea cu Gigi Becali. Pentru a nu fi acuzat de parazitism, tânărul Gigi se angajează la ICCE pe platforma Băneasa, la doar 2 km distanță de casa sa. Prima meserie a fost cea de lăcătuș mecanic, urmând ca mai apoi să fie transferat la departamentul de apă ionizată. După Revoluție, Gigi Becali s-a lansat în afaceri. Acesta a primit 200.000 de dolari moștenire, iar 100.000 de dolari i-a împrumutat de la Hagi, astfel că s-a apucat să comercializeze blugi, țigări și săpunuri de la turci.